Salut! Astăzi o să gătim ciorbă de burtă. Așa că avem nevoie de burtă. Eu pentru astăzi am ales burtă prefiartă. Burta prefiartă se gătește mult mai repede din cauza că este prefiartă. Puteți să o folosiți și pe cea de casă, cum doriți, dar în momentul în care folosiți burta de casă, să nu uitați să o spălați de 4-5 ori în apă rece cu oțet. După care avem nevoie de smântână. Smântâna trebuie să fie o smântână grasă, o smântână bună, iar noi aici avem 900 de grame de smântână. Pentru o ciorbă de burtă bună folosim multă smântână. 8 ouă, din care o să folosim doar gălbenușurile. Avem nevoie și de 3 morcovi și aici am curățat 7 căței de usturoi. Gogoșar în oțet, acesta este opțional, dar mie îmi place foarte mult pentru că acesta este acrișor și merge foarte bine cu ciorba de burtă. Și stoc de oase de vită. Acum începem cu începutul. Avem nevoie de o oală de 5 litri în care voi pune stocul de vită. Voi pune burta prefiartă. Nu știu, puteți să folosiți până la 1 kg în funcție de cât de multă burtă vă place în această ciorbă. Voi mai adăuga apă în completare pentru că avem nevoie și ca aceasta să fiarbă, da? Luăm un morcov, punem un morcov aici, după care mai iau unul, dar voi folosi doar jumătate. Și acum mergem la fiert. Burta prefiartă împreună cu stocul, cu apa și cu morcovii vor sta o jumătate de oră pe foc. Acum ne vom pregăti cu îngroșala, cum îmi place să zic. Avem nevoie de 8 ouă, vom separa gălbenușul de albuș. Pentru ciorba de burtă folosim doar gălbenușul. Această ciorbă este foarte bună, nu necesită să puneți extra smântână în ea. Trebuie doar să respectați cantitățile pe care vi le-am dat. Acum ne ocupăm de morcov. Avem un morcov jumătate. Îl dăm pe răzătoare fină. Acum luăm gogoșarii în oțet și îi tăiem fâșii subțiri și lungi. Acum luăm usturoiul. Îl punem în zdrobitor. Am să scot usturoiul într-un mojar. Sare și puțin ulei de floarea soarelui. Acum vom merge la tigaie cu morcovii și vom pregăti fața ciorbei de burtă, așa se numește a da față, adică prăjim morcovul în ulei. Am călit morcovul în ulei aproximativ 7 minute, el este gata și acum îl lăsăm deoparte până fierbe și burta și ciorbica. Stocul și burta a fiert, vom adăuga în ciorbică tot usturoiul. Dacă nu vreți să rămână bucățile de usturoi în ciorbă, puteți să le puneți într-un tifon, lăsați 10 minute, ciorba și aroma, după care scoateți usturoiul afară. Amestecăm. Vom lua vasul în care avem smântâna cu gălbenușul de ou amestecate. Ca smântâna să nu se taie în ciorbă, luăm cu polonicul stocul și adăugăm frumos treptat în gălbenușul cu smântână. Amestecăm bine și repetăm procesul. Bun. Și acum facem invers. Luăm compoziția de aici care s-a temperat și o adăugăm în oală. Cu ajutorul polonicului agităm într-una și acum adăugăm morcovul. Următoarea etapă este să adăugăm gogoșarul în oțet și, bineînțeles, the final touch, cum îmi place să zic, sare, piper și oțet. Aceasta este rețeta mea de ciorbă de burtă. Sper că vă place, sper să o încercați, este foarte simplă, foarte gustoasă și eu vă aștept și vă invit pe canalul meu de YouTube pentru mai multe rețete, chiar și ciorbe românești. Vă pup!